Bună, copii! Exercițiul ritmic de astăzi utilizează duratele de pătrime și optime. Pătrimea este durata de un timp și o mai putem gândi ca o secundă. Deci patru pătrimi ar fi tic, tac, tic, tac. Optimea însă este durata de jumătate de timp. Acest lucru înseamnă că pe parcursul unei secunde avem două optimi, nu una. Tic-tac, 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 tic-tac. În exercițiul de astăzi, pătrimea va fi reprezentată de o portocală întreagă, iar optimea, ghiciți, jumătate de portocală. Două jumătăți de portocală construiesc o portocală întreagă. Pentru realizarea exercițiului vom îmbina câteva elemente de percuție corporală. Să începem!